Vă salut pe toți și bine ați venit la un nou episod alături de cei de la Superliga României. Numele meu este Tudor Buțan și astăzi ne aflăm pe stadionul celor de la Farul Constanța alături de cei 5 fotbaliști pe care i-au mai provocat la o probă în clipul trecut. Dar astăzi avem proba copilăriei, așa cum îmi place mie să o numesc. Știți jocul acela când vă învârteați în jurul scaunelor și în momentul când se oprea muzica trebuia să vă așezați jos? Ei bine, astăzi noi ne vom roti în jurul cercului de la mijlocul terenului, iar la fluier o să începem și momentul când se fluieră iarăși, trebuie să marcăm. Cine nu reușește să marcheze sau care marchează ultimul, este automat eliminat. Această probă este una totodată fără reguli, adică poți să iei ce minge vrei tu. Singura regulă este să dați de după linie, nu din interiorul cercului, da? Ok, sunteți pregătiți, băieți? Gramenii pregătiți? Ok, așteptăm fluierul și dăm drumul. Vom juca tot pe echipe, eu, Denis și Ioan în echipă, iar băieții în cealaltă echipă. În care parte plecăm, băieți? Nu, fii tu, oricum plecăm o dată așa, o dată așa. Bun, hai, în direcția asta toți, da? În direcția asta. Da! Eu am băgat, ce fac? Cine a dat? Toată lumea a dat... A dat toată lumea gol? A dat toată lumea gol? Aoleu! A dat, deci toată lumea a dat gol, vă întreb. Da, da, da. Și... You score first time? Or now? Now? Ok. Mamă! Cred că te-ai dus. Da, nu, eu am ieșit, eu am ieșit. Ok, deci Mateus efectiv a ratat, n-a zis nimic, s-a dus așa ușor și a luat mingea și a mai dat o dată și sunt eliminat. Asta este, rămân băieți acolo. Și Doamne ajută Denis cu Ioan acolo să câștige. Oficial în acest moment se scoate o poartă, iar eu devin arbitrul. Da, stai simt să vorbești, știi? Da, da, mai bine, corect. Ne pregătim să le dăm startul, dar se schimbă. Se schimbă direcția de mers, da? Alergare, alergare! Alexe, out! Out! Out, out! Out! Cine a dat ultimul? Toată lumea a dat gol, dar cine a dat ultimul? Potomanul nu zicea nimic. Din afară! Grameni iese! Dar nu zicea nimic, aștepta, poate iese altul în locul lui, cine știe. Bun! Nou arbitru, da? Hai să fluier! Grameni devine arbitru! No, cala-i periculos! Stai din nou! A intrat, a intrat! Păi cine a ratat? Ultimul. Mateus ultimul, a ratat! Ultimul, ultimul! Deci toată lumea a dat gol? Nu, no, Mateus a dat ultimul. A dat ultimul. A dat ultimul? Ultimul, afară! La fel ca toți? Stați un pic, folosim varul sau repetăm? Out, out! Var, var! Var, ok! Var! Var! Conform analizei VAR, Mateus este eliminat. A dat ultima acolo, nu avem ce să facem. Și mai rămân 3. Mai rămân 3 cu două porți. Denis Alibec, Mariana Ioani și Alexi Pito acolo, care i-am văzut. Puțin șmecheraș și Alexi Pito, pentru că nu prea leargă. Merge așa ușor să uită numai la poartă, să dea gol. L-am ginit, l-am văzut. Ok, cine devine arbitru? Păi cum rămâne el, că e la echipa alaltă? Dina e urs, Mateus! Păi ce să fluieră, trebuie să știe română. Nu! Bă, păi nu avem poartă. Pune, pune, pune. Ok. Păi ce dacă păi nu contează dacă a dat după. Ce ți-a făcut Denis? Am văzut, ți-a mutat poarta, am văzut, am văzut. Are voie, am zis acum. Arbitrează tu că ăla e periculos. Da, ok, devin eu arbitru. Sau, Denis, arbitrezi tu? Știi care e ideea? Că acum trebuie să fie o singură dată. Ok? Deci la fluier plecați în același timp. Și care a dat primul gol a câștigat. Și am ajuns la finalul acestei probe. Finala dintre Mariana Ioani și Alexi Pitu vor pleca în același timp la fluier, iar care marchează primul a câștigat. Dacă cumva unul a atins cu mingea în interiorul cercului sau a călcat, este eliminat. Vom fi foarte atenți,
atât eu, cât și Denis cu grameni aici. Ok, Denis. Ha. Bravo, Marian, bravo, Marian. Haide, Marian, mergi. N-a dat, n-a dat! Hai! Și... Gol! Gol? Ce? Păi nu s-a văzut? Ce? Nu s-a văzut? N-a văzut nimeni nimic. N-a văzut nimeni nimic? Alexi, trebuia să dai gol din prima. Nici nu mă așteptam să nu dai gol din prima acolo. Ai avut mai multă viteză, ai avut ocazia să câștigi proba asta. Și cine a câștigat? Hai, nu fii supărat. Nu fii supărat. Gol frumos. Alexandru. Așa da probă să tot ai acolo. Salutat băieții. Războinici, fraților. Războinici. Așadar, câștigăm această probă. Mariana Ioani ne aduce victoria acolo printr-un șut din alunecare. Ați văzut cât de frumos a dat-o? Felicitări, băieți. Mi-a plăcut. Ați dat tot ce ați putut. Așadar, cam atât cu episodul de astăzi. Noi vă mulțumim foarte mult și până data viitoare nu uitați, go super!